Veste neplăcută pentru fumător, după ce a fost interzis fumatul în instituțiile publice, foarte curând nu va mai fi permis nici măcar în curtea acestora. Așadar, persoanele care nu pot trăi fără tutun o să petreacă destul de mult timp în stradă. În prezent, în instituțiile publice din România, cei care vor să-și aprindă o țigară sunt poftiți afară. De exemplu, fumatul în incinta spitalului Dr. Aurel Tulbure este strict interzis. Scopul este acela de a proteja angajații și pacienții de efectele nocive ale fumatului pasiv. În acest moment, cei care au acest viciu ies în curtea spitalului la locul special amenajat pentru fumători. Însă, în curând, fumătorii ar putea fi scoși din curtea unității spitalicești în stradă. Această inițiativă vine în urma propunerii unui parlamentar și care a trecut de Comisia de Sănătate din Senat. Restricțiile nu se vor extinde numai în spitale, ci și în primării și alte instituții publice. Momentan, toate instituțiile au locuri special amenajate în care fumătorii pot sta liniștiți în pauză departe de ochii lumii. Însă, dacă această lege va fi aprobată, probabil că trotuarele din țară vor deveni cele mai aglomerate și populare locuri. După ce au dezbătut proiectul în plen, senatorii au retrimis legea la Comisia de Sănătate pe motiv că textul ar discrimina fumătorii. În forma actuală, legea restricționează fumatul în instituțiile publice la nivel central și local. Inițiatorul legii ar dori însă includerea restaurantelor, barurilor și cluburilor pe lista spațiilor interzise. Totodată, potrivit comisiei, inițiatorul a depus prea târziu amendamentele care interzic fumatul și în localurile private. Așadar, legea se va reîntoarce în plenul Senatului în forma în care a plecat. După votul în Senat, proiectul va ajunge pe masa colegilor deputați, care pot introduce noi restricții. Tot aceștia vor avea și ultimul cuvânt în ceea ce privește legea fumatului atunci când vor da votul final.